Proiectul pentru construirea unui nou skatepark elaborat de Primăria Municipiului Timișoara și comunitatea locală urmează să fie donat municipiului. Documentația va fi supusă votului consilierilor locali. Investiția este împărțită în trei zone: skateparkul propriu-zis, o zonă de cățărare cu scenă pentru evenimente și o zonă de pump track. Conceptul a fost elaborat în parteneriat cu Anonim TM și actori ai comunității underground din Timișoara și răspunde nevoilor comunității locale de skateri, bikeri și rolleri. Timișoara așteaptă un skatepark de 20 de ani și deja îl va avea. Cu sprijinul și implicarea comunității locale, avem un proiect matur pe care urmează să-l implementăm. Am prevăzut în bugetul pe anul acesta peste 1 milion de lei pentru a demara proiectul. Nu construim doar un complex sportiv, ci un spațiu pentru comunitate. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proiect și care l-au adus atât de aproape de a deveni realitate, anunță primarul Timișoarei Dominic Fritz. Dotat cu o varietate de amenajări adaptate pentru toate nivelurile de experiență, inclusiv rampe înclinate mici și rampe de lansare, scări, piramide și pătrate adânci, acesta va avea iluminat public alei de acces, spațiu verde de împrejmuire și locuri pentru odihnă. Zona de cățărări va putea fi folosită și pentru organizarea de festivaluri de muzică și diverse evenimente. Noul skatepark din Parcul Central va putea găzdui competiții oficiale și se va întinde pe o suprafață de aproximativ 4.250 de metri pătrați. Documentația care stă la baza proiectului a obținut toate avizele necesare pentru demararea investiției. Următoarea etapă pentru realizarea investiției este demararea licitației pentru lucrările de proiectare tehnică și execuție. Valoarea este de peste 15 milioane de lei, bani de la bugetul local, iar termenul de finalizare este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.